Contractele derulate între anii 2009 și 2011 de firmele patronate de sindicaliști din cadrul Federației Naționale Mine Energie cu foștii producători de energie din județ și continuate după înființarea complexului energetic Coltenia vor fi verificate de procurorii parchetului general. Demersurile sunt făcute de Ministerul Economiei. Eu aștept rezultatele. Dacă nici la acest nivel, unde un ministru semnează și trimite o serie întreagă de abuzuri și ilegalități în minerii și energie către parchetul general, nu rezolvă problemele, atunci nu ne rămâne decât să ne luptăm pe plan județean. În urma unor interpelări făcute de fostul deputat Danilie Morega, ministerele de resort au trimis echipe de control la complexul energetic Oltenia. Contractele unor societăți, printre care Olserv Min și Sind Jilz, au ajuns pe masa procurorilor de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.